Am fost prima serie cu armata înainte de facultate. Trebuia să facem 9 luni. Am fost repartizat la UM01064, la infanterie. Asta venea pe la Vânjumare. Dacă te uiți pe hartă, localitatea nu e trecută. Sau mai bine zis, nu era trecută. Nu din motive militare, era o comună undeva lângă Turnul Severin. Batalionul nostru era batalion disciplinar pentru ofițeri. Adică toți cei cărora le căzuse câte o stea de pe umăr, din diferite motive, erau trimiși acolo, erau mutați disciplinar la Vânjumare să se reintegreze în societatea lor pe umerii noștri. Îmi fac valiza, îmi iau la revedere de la M, prietena mea, și plec în armată. Deși cizmă în cizmă nu intră, am făcut-o și pe asta. La vizita medicală ne-a spus un dobitoc că adio, gata cu viața de civil. O să o frecăm 9 luni, de o să ne iasă și pe nas. Glumeț, ofițerul. Nici nu bănuiam câtă dreptate avea. Hai, liberare, mă duc la Vânjumare, la 13 km de poligonul de tragere, drum lung, cale bătută undeva lângă Plenița. 2 săptămâni le-a trebuit alora să mă îmbrace, încet se mai mișcau. O lună umblam în papuci de parcă eram internat, ras în cap, puteam liniștit să-l joc pe Frankenstein. Ați văzut filmul ăla de desene animate, Colina? Dur film. Îi zic de desene animate pentru că așa era pe lângă armata care urma să o fac eu. Eram acolo toți incorporabilii de la IATC, de la toate secțiile, operatorie, regie, critică, actorie, deci și maestru Dinu Lazar, cel mai bun fotograf al României. Erau și de la istorie, de la politehnică, de peste tot. Ne-au băgat pe toți într-un dormitor. Ce aer, Doamne! Eram 3 plutoane. Cel mai pizdos era comandantul plutonului meu, un moldovean de treabă, Sârghe. Toți au făcut bulău, numai eu nu, întâmplător. Instrucția dura 5 ore, 4 ore și jumătate spuneam bancuri pe câmp prin viroage. Râdea ăla de putea fi internat oricând la Răzăreți. Cu o jumătate de oră înainte de terminarea instrucției striga brusc: Bază, Teodosiu, adunarea! Bază, strigam eu. Teodosiu la mine, culcat, târâș, marș, înainte fuga marș, înapoi fuga marș, gaze, la pomul cu păcate, adunarea. Ăsta era reper militar, un pom peste 3 dealuri. Ne dădea 10 minute cu masca pe figură să ajungem până acolo. N-ajungeau nici avioanele în 10 minute. Odată făceam instrucții de front, stânga, dreapta, stânga împrejur, pas de defilare, marș, trece un maior de la trupă pe lângă noi și urlă: Bate pasul tu, zgura mătii, să intre bocan cu 5 centimetri în asfalt. Și băteam pasul de defilare, de ne săreau capacele, dar și lor. Prima tragere la poligon am avut-o pe un ger de minus 17 grade Celsius, nu Fahrenheit. Am mers 26 de kilometri, nu pătrați, 13 dus, 13 întors. Noi puteam merge cu mașinile, ei nu voiau. Pe jos, rățăi, drecu de artiști! A fost tragere de noapte. Cei care nu mai rezistau erau flancați de doi inși și mergeau în virtutea inerției, dormind. Un kilometru, doi, trei să mergi dormind. Ajungi la Fulga, așa îi zicea poligonului, ne aliniem. Eram învățat să luăm poziția de aliniament, de tragere și AMD. Colonelul Vonica ne-a explicat cum e cu grenada. Mă, soldat neinstruit, fii atent la mine, iei grenada defensivă cu mâna stângă, tragi inelul cu mâna dreaptă și o arunci rar măsa dracului până la vârful bocancului. Soldat fâță, prezent, treci și exemplifică. Am înțeles să trăiți. Ia ăla grenada, o dezamorsează și o aruncă conform planului până la vârful bocancului. Noi să murim. De râs, evident, că era defensivă. Mă, nenorociților, cu agheul treaba e simplă. Îl iei, îl pui pe umăr, iei linia de ochire și tragi. Nasul Lia pleacă, se lipește de tank și îl aruncă în aer. Dar să te ții bine, să nu te sperii ca bou când aruncă flăcării în spate. Trece exemplificatorul, fâță. Îngenunchează, ia linia de ochire, trage și șocul, îl aruncă la pământ, făcându-l să-și piardă echilibrul și aruncându-l cât colo. Când am tras cu pistolul, a venit Damblagiu de Maior Dinu și ne-a explicat cum e cu chestia. Era Damblagiu pe bune, avea un tremur și la propriu și la figurat de murei de râs.
Soldat, fii atent aici la mine, iei pistolul, îl armezi și când se ridică ținta, întinzi mâna fără să tremure, ok, și tragi în țintă, ia fiți atenți aici la mine. Armează el pistolul, explică din nou și brusc ținta se ridică, să înnebunim, maiorul o vede, întinde mâna perfect orizontal, ochește și trage cu o precizie de ne-a paraliza pe toți. Domn maior, știți bancul ăla cu femeia care mănâncă cadavre? Îi zic eu. Îl spun. O femeie oprește un taxi și zice: duceți-mă la cimitirul Sfânta Vineri. Era miezul nopții în banc. Taximetristul o duce la adresa indicată. Femeia coboară din taxi zicând: așteaptă-mă aici. Sare gardul cimitirului și după o jumătate de oră apare. Să mergem acum la Belu. Acolo la fel, zice. Așteptă-mă puțin. Vine și zice: acum hai la cimitirul Izvorul Nou. Taximetristului i se făcuse deja frică, intrase la bănuiel. Mă, ce dracu, Doamne, iartă-mă, face asta la miezul nopții în cimitire? Când vine aia, n-apucă să indice următoarea adresă, că taximetristul o întreabă cu glas sfârșit. Dumneavoastră sunteți femeia care mănâncă cadavre? Și aia urlă prin mine purtătorul ei de cuvânt. De-aia s-a cutramurat taxiul. Maiorul Dinu a căzut la urlătul meu cu scaun cu tot. Toți au început să râdă în hohote. Maior se ridică și, tremurând de 10 ori mai tare, zice: mișto, bancă, am crezut că mă împușcă pe loc. N-a făcut-o, avea umor. Fiind aproape de Iugoslavia, prindeam pe televizorul din dormitor și un post iugoslav. Noaptea la 2, eu dădeam drumul la televizor și strigam: băieți, filme porno! Toți săreau din paturi și veneau să se așeze la televizor. Evident că nu era niciun film porno. Într-o vineri, când știam eu că e de adevărat, le-a strig: băieți, filme porno! N-a venit nici dracu. Și am văzut filmul porno singur. A doua zi să mă linșeze ea. Băi, de ce nu ne-ai sculabă și pe noi? Eu v-am anunțat ce să vă fac. Cum a fost? Vreți să vă arăt? Le-am zis eu. Nu ne acomodasem bine cu armata când într-o dimineață la ora 7, abia așezați la sala de mese, sună alarma. Am fost avertizați că noi nu trebuie să participăm la alarmă. Deodată, la sala de mese vecină cu noi, unde erau trupeții, începe balamucul. Toți sar de la mese, se îmbulzesc spre ieșire, ba unii săreau pe geam. Ce au ăștia mâncați, așa ne întrebam noi. În câteva minute, toată unitatea militară era adunată pe platou din fața sălilor de mese. Eram năuci, bă, cum e posibil așa ceva? Comandantul unității primește raportul lui Ilie Marin. Ăsta era capitan cu funcție de șef de stat major. Toți coloneii stăteau drepți în fața lui. Bătea ăsta un pas de defilare, ridicând pe rând picioarele până la 90 de grade. Era un tip de senzație. Eram fascinați de el. Un adevărat militar de carieră. Cu încă 5 ani ca ăsta puteam să câștigăm și războiul cu chinezii. Nevastă s-a auzit că stătea pe un scaunel într-un colț și îi executa ordinele mai bine ca oricare soldat. Când îți preda lecții militare, rămâneai cu gura căscată. Napoleon era pe lângă el un biet soldat neinstruit. 1974, clasa profesorului Petrică Vasilescu și Cornel Wendel. Moșul mi-a folosit anul întâi semestru, întâi improvizația. Wendel toți 4 ani. În anul 2 am avut-o și pe Rodica Tapalagă, iertată fie-mi expresia. Până aici nu sărisem departe de trunchi. Vine ziua cu pricina, un moment de improvizație cu dialog. Mă sui pe scenă și le iau partener pe Adi Pintea. Și ne vine în cap armata a doua. Și încep o serie de comenzi de-au plecat ăia râzând cu lacrimi. Sărisem tare. În același an mă ia Val Paraschiv în Hamlet, regele Claudius, unchiul lui Hamlet. Trebuia să intru peste noapte, examenul lui de an era peste o săptămână. Dementul și-a pus tot institutul în cap, a rămas zidul dintre două clase și făcuse un coridor cu torțe. Pe o scenă urma să stea comisia, iar în rest, inclusiv scena cealaltă, se juca Hamlet. Adi Pintea, Ofelia, Mariana Buruiană, Regina, Mirela Gorea, Polonius, Laeurs, Claudius, eu și alții.
Spectacolul era fantastic. Toate personajele mișinau ca șobolanii pe coridorul acela lung. Am făcut un Claudius de zile mari. Un petrecăre simpatic, un om bun, o japiță cu farmec. Scena rugăciunii o făcusem de nota 10, un porc beat care încerca să se roage și nu reușea. Ba nu putea sta în genunchi de reumatism. Aoleo, ba nu se putea ruga de beat ce era. Și când reușește să înceapă cu remușcările, pe momentul de vârf al monologului, când credeai că a luat-o, trage o râgâială de zile mari. Horia Deleanu, profesorul de istorie a Teatrului Universal, a spus în cancelare că așa Claudius nu mai văzuse până atunci. Am fost o serie, nu? Cam ultima mare serie. Bine, după aia am mai fost separat câte 1, 2, 3 de serie. Dar după aia am aflat că din 93-94 ies 700 de actori pe an. Bă, 700 de actori pe an, în fiecare an. Așa ceva. Și nu mai spun, toți profesorii sunt doctori. Poate acum să-i și ajute pe ăștia cu coronavirus. Când treceau profesorii noștri pe coridoarele institutului, am fost seria cu Schitu Măgureanu, ultima serie, ne lipeam de ziduri. Ce profesori aveam! Octavian Cotescu, care era șeful catedrei de actorie, Bibanu, Sandamanu, Doamne, ne lipeam de ziduri. Acum, dacă trec, nici nu știu aia cine sunt. În fine, o să continuăm și altă dată. Vă pup și vă iubesc.